Omule, te salut! Din nou vorbim despre corpul uman și încercăm să-l înțelegem, chiar dacă nu avem afecțiunile astea despre care vorbim. Sau poate cineva din cunoscuții noștri are o astfel de afecțiune. Sau noi suferim de sfărăit. Astăzi încercăm să înțelegem ce este sfărăit. Reușim să-l explicăm, să-l înțelegem, ca în final să putem noi, cu propriile noastre mâini, să rezolvăm problema, iar dacă problema nu poate fi rezolvată, urgent să mergem la doctor și să rezolvăm acest sfărăit, pentru că sfărăitul este cauza numărul 1, pentru care este foarte probabil ca tu, chiar dacă dormi 8 ore pe noapte, să nu reușești să te odihnești. Te trezești obosit, Simți că parcă ai mai dormi 8 ore, dar creierul nu vrea să mai doarmă, dar tu te trezești obosit. Iar cauza, cum ziceam, pare să fie sfărăitul. Sfărăitul poate, în foarte multe cazuri, să ducă la episoade de apnee în somn. Da? În momentul care tu sfărăi, tu ai aici niște, uh, niște părți anatomice pe care le explicăm imediat, care în momentul în care se apropie una de alta și încep să Uh, încep să sfură, ca și cum ele ar bate, ca și cum ar aplauda, da? Sfurăit, uite. Asta înseamnă. Sfurăitul înseamnă că aceste părți anatomice moi, da, din gâtul tău, încep să aplaude. Și când ele nu mai pot să aplaude, da, dacă nu aplaudă și se lipesc, în momentul în care s-au lipit, nu mai ajunge aer în plămâni. Iar tu dormi într-un somn profund, respirația este un reflex care. Nu mai reușește, dar prin reflex să inspire, și apnea în somn este efectiv sufocare. Tu, efectiv constant, dacă ai apnea în somn, la fiecare câteva minute te sufoci, după care această scădere mare de oxigen, denumită hipoxie, te trezește. Îți dă un semnal de alarmă, te-a trezit din somn. Tu te întorci pe o altă parte, trezirea din somn îți activează aceste musculaturi despre care o să vorbim acum, care îți deschid căile respiratorii, te pui pe o parte și începi să adormi fără să sfori și deodată din nou începi să sfori. De ce vorbim despre sforuit? Pentru că sforitul, pe lângă faptul că îți distruge somnul, te face să fii neproductiv, te duce la această oboseală cronică constantă, sfărăitul poate să-ți crească tensiunea arterială, Sforitul este o cauză majoră pentru boli cardiovasculare, e că poți să faci infarct la un moment dat din cauza acestui sfărăit și sfărăitul este una din cauzele principale pentru Alzheimer și declin cognitiv, pentru că tu dacă îți privești creierul constant de oxigen, îi dai hipoxie constant, creierul începe să se adapteze la acele hipoxii și ce face el? Zice ok, hai să-mi scad consumul da? și în loc să ai un creier de, ca un motor de 5 litri, el se transformă într-un motor de 4 litri, de 3 litri, de 2 litri, până când ai un motor de trotinetă. Asta face creierul, se adaptează la acele hipoxii și începe să scadă în volum ca să nu mai consume atât de mult oxigen. Zice, voi, dacă șeful ăsta nu ne mai dă oxigen, hai să reducem consumul. Asta vrem să evităm. Deci sfărăitul nu este doar un element care separă cuplurile în două dormitoare separate, diferite, dacă cuplurile alea își permit acest lucru sau care fac cuplurile să nu se mai suporte noaptea. Sfărăitul este un pericol pentru sănătate. Nu este ceva amuzant, este un pericol. Eu am sfărăit o perioadă de timp destul de nasol până când m-am operat, pentru că mi-am descoperit una din cauze, dar hai să trecem prin aceste cauze. De fapt, până să ajungem la ele, vreau să explicăm anatomia sfărăitului. Da? Ok, ăsta este capul nostru într-o secțiune sagitală. Da? Ceea ce vedem aici este... Nas, da, asta este cavitatea nazală, Asta de aici este cavitatea bucală care e destul de mică, după cum vedeți, atunci când avem gura închisă și ea trebuie să fie mică pentru că gura asta trebuie să fie închisă. Ce vedem aici este cel mai important. Chestia asta mică de aici se numește uvulă. Uvula este omulețul ăla, clopoțelul pe care îl vedem când deschidem gura între cele două amigdale este acest clopoțel. Funcția acestui clopoțel, acestui uvule, este că atunci când tu mănânci mâncare, ea să fie înghițită și să meargă în esofag. Deci, practic, această ovulă o să împiedice mâncarea să se ducă înapoi în nas, ceea ce ar fi foarte neplăcut. Pe lângă asta, ovula mai are și o funcție în intonație, în, în timbrul vocii pe care îl avem. Deci, este cumva un, un element care joacă un rol important în ceea ce noi scoatem pe gură ca și sunete. Da? Dar ovula asta este aici, sus, între cavitatea orală și cavitatea nazală, și ceea ce face este să împiedice alimentele să ajungă înapoi în nas. Un alt lucru important care ține de anatomia sfărăitului este epiglota, care epiglota este ca un țesut moale care vine de undeva de aici și el se închide, este o poartă care se închide atunci când noi înghițim, astfel încât mâncarea să nu ajungă aici în laringe și în traheie. Deci, practic, partea asta de jos, partea pe care o să o desunez acum cu galben, este traheia, pe aici trebuie să ajungă aerul, da? aerul trebuie să ajungă din nas în traheie. Și pentru ca mâncarea să nu ajungă în această traheie, apare această epiglotă care este ca o poartă care, pur și simplu, imaginați-vă imaginați traheia ca pe un tub în față, da? Și esofagul este aici în spate. Există această epiglotă care practic acoperă uh, intrarea în traheie. Tu când înghiți epiglota se închide. Când tu nu înghiți, ea stă deschisă și tu respiri. Și acum ca să revenim din nou la anatomie, aerul ar trebui să intre pe nas... În nas el pătrunde și în aceste sinusuri, și se duce în toată cavitatea nazală, se umectează, se încălzește, ajunge în faringe și, practic, nazofaringe este orofaringe, și din faringe ajunge în laringe și se duce pe trahee. Cele două elemente care pot să interfere cu acest traseu al aerului este, pe de o parte, palatul moale care se află aici. Desenat cu roșu, este uvula care se află aici, omulețul, și este această epiglotă, care este o poartă care se închide la intrarea în laringe, ca mâncarea să nu ajungă acolo, cum am zis. Deci, aceste trei elemente ne interesează. Și acum, hai să vedem care este, să zicem, anatomia respirației. Când tu inspiri, da? Și de ce trebuie să inspiri pe nas? Pentru că pe nas. Respir, asta e un pic mai, un pic mai de dificil de înțeles, dar esența e următoarea. Pe nas, pentru că nasul este mai mic decât gura, da? Pe gură pare că inspir mai ușor, pe nas inspir mai greu, pentru că tensiunea în nas este mai mare. Inspirația este cumva mai eficientă, da? Pe gură plămânul se umple fără niciun fel de restricție, fără niciun fel de efort. Pe nas tu trebuie să faci un efort și atunci fluxul de aer, când vine pe nas, el este mai puternic. Da? Fluxul la inspir este mai puternic. La fel și la inspir. Fluxul trebuie să fie puternic, astfel încât aerul să apese pe toate aceste elemente. Deci toate aceste elemente sunt apăsate și el își face loc. Deci, practic, tu când inspiri pe nas, tu creezi o presiune mai mare a aerului, iar acest aer. Prin presiunea aceea, o să apese pe acești pereți, pe aceste mucoase, pe pereții faringelui, pe pereții laringelui și o să deschidă aceste structuri pentru ca aerul să curețe. Asta e cauza, să zic, numărul 2, dincolo de umectarea și filtrarea aer, aerului în cavitatea nazală. Al doilea motiv principal pentru care aerul trebuie să fie inspirat pe nas, inclusiv atunci când noi dormim, este această presiune care deschide căile respiratorii și care duce la o respirație corectă. Ok, să facem din nou un desen. Ăsta este palatul moale, ăsta este uvula, da, omulețul. Aici o să avem o epiglotă care stă deschisă atunci când noi respirăm, iar aerul în momentul în care este inspirat pe nas, el o să împingă prin presiunea lui toate aceste structuri, da? deci o să împingă, o să împingă în toate aceste direcții și astfel inspirul cu aerul sub presiune ține căile respiratorii deschise. Bun, și acum hai să vedem care sunt, de fapt, cauzele principale pentru care oamenii sfore, ce putem să facem cu ele și cum să evităm aceste consecințe devastatoare ale sfărăitului, care sunt somn neodihnitor, oboseală cronică pe parcursul zilei, risc de declin cognitiv, risc de Alzheimer și de tot felul de tulburări cognitive mult mai rapid decât ar trebui ele să se instaleze, hipertensiune și așa mai departe. Prima cauză cauza principală pentru care oamenii sfore este greutatea în plus. O să vorbim despre asta și într-un alt material. Există, bineînțeles, în ziua de astăzi acest body positivity în care oamenii zic ok, chiar dacă ești supraponderal, chiar dacă ești obez, ești ok, trebuie să fii bucuros cu tine, o să-ți găsești o pereche asemenea ție și, o să, și poți să trăiești fericit și sunt absolut complet de acord cu asta. Din păcate, însă, oamenii încurcă acest body positivity care, bineînțeles, e o E o încercare de a ajuta persoanele obeze sau supraponderale să nu mai fie șeimuite, să, să, nu, să nu se mai râde de ele, să se simtă ok în pielea lor, pentru că, dincolo de toate problemele medicale, au și această vină și această presiune socială și psihologică și ele trebuie șterse. Dar, oricât de pozitiv am fi în privința corpului nostru, medicina da, și știința ne spune foarte clar care sunt riscurile obezității sau riscurile supraponderabilității, pentru că de multe ori e posibil să fii așa un pic plinut, să arăți bine, să poți să mă asta prin haine și să ai impresia că de fapt n-ai nicio problemă. E, greutatea asta în plus îți creează problema aceasta a sfărăitului și aproximativ 30% Dintre persoanele care sfore, sfore din cauza greutății în plus pe care o poartă. Mecanismul este foarte simplu. În momentul în care tu ești supraponderal sau obez, ai o greutate în plus, ai grăsime pe torace, ai grăsime pe gât, ai grăsime în abdomen. Da? Ce face această grăsime? Grăsimea din abdomen nu lasă plămânul să se umfle așa cum trebuie. Amplitudinea respirației tale este deja mai mică. Grăsimea de pe torace, din nou, face toracele să nu mai fie atât de eficient. Nu mai poți să inspiri atât de mult când tu ai grăsime pe, pe, torace. Același lucru se întâmplă și cu grăsimea din zona aceasta a gâtului, care practic începe să-ți apese țesuturile, da? țesuturile acestea de care am vorbit, țesuturile astea moi, palatul moale, epiglota, uvula, ele toate sunt apăsate. Drept consecință, tu când inspiri, tu nu poți să ai acel inspir calitativ. Da? Să ai o amplitudine și o presiune a respirației care să apese, prin presiune, pe aceste căi respiratorii și să le deschidă la fiecare inspir. Tu inspiri mult mai. Uh, mult mai blând, mult mai lent și cu o putere mult mai mică. Inspiri puțin și atunci aerul nu are presiune să se ducă prin aceste trasee care deja sunt apăsate de greutate în plus și, drept consecință, apare sfărăitul. Cum poți să rezolve asta? Din păcate, singura metodă prin care poți să rezolve asta este să slăbești, să scazi în greutate. Foarte mulți oameni vor să scadă în greutate ca să nu știu, să încapă în hainele mai vechi de acum 5 ani sau ca să arate mai bine, da, ca să fie mai bine dispuși, pentru multe motive. Dar cred că unul din motivele principale ar trebui să fie asta ca să nu mai sforei o altă modalitate prin care poți să scapi de sfărâiți. Acceptând faptul că ești supraponderal sau obez, este acea mască de cepap, e o mască care îți dă presiune continuă și gândiți-vă, asta face de fapt masca respectivă. Pentru că tu ai o respirație superficială și nu ai o presiune suficientă cât să împingă în aceste țesuturi, s-a inventat această mască de cepap, sorin, care este foarte ingenios să pună acum uh, o poză cu această mască și cu oameni care dorm cu această mască. Cred că este foarte neplăcut să dorm cu ea, dar este mai bine să dorm cu ea decât să sforei. Și masca asta de cepap fix, asta înseamnă. Cepap vine de la Continuous Positive Airway Pressure. Deci masca îți dă presiune în plus în căile respiratorii. Ea trebuie să stea etanșă pe... Uh, pe față, da, deci este o mască care se prinde din spate, stă etanșă pe față și masca asta Asta îți dă, îți dă o presiune continuă pentru că tu nu ai acea presiune. De ce nu ai? Pentru că ai multă greutate, multă grăsime pe abdomen, pe torace, pe gât și atunci respirația ta este una superficială și tu ai nevoie de mai multă presiune de afară ca aceste căi respiratorii să stea deschise. Deci, iată, prima cauză, greutatea în plus. A doua cauză este dată de obstrucția nazală și aproximativ 20-25% dintre cazurile de. Sfărăit, sunt date de obstrucție nazală. Din nou, revenim la acest desen, și Sorin o să pună acum acest desen pe ecran. Și ce vedem aici? Din nou, aerul trebuie să intre pe nas, da? Coboară pe aici, apasă în toate direcțiile, pentru că nasul este strâmb și tu trebuie să depui un efort ca să inspiri. Inspirația asta este cu presiune, presiunea asta pasă în toate părțile și aerul ajunge aici. Dar ce se întâmplă când nasul nostru este blocat, cum era blocat și nasul meu înainte să mă opereze doctorul Bogdan Mocanu de la Monța, Dumnezeu să-i dea sănătate. Dacă nasul tău este blocat de aceste turbine sau cornete nazale care stau acolo ca să-ți umecteze aerul, dar pentru că este poluare, pentru că este alergie, pentru că ai trecut prin răcele, aceste cornete pot să fie hipertrofiate și asta se întâmplă la foarte multe persoane. Sau pentru că folosești spray-ul nazale genolind pe care trebuie să le folosești folosești maxim o săptămână și doctorii zic trebuie să le folosești o săptămână și tu îl folosești un an, aceste cornete nazale se hipertrofiază și pur și simplu stau în felul ăsta și atunci tu când începi să inspiri, în special noaptea când țesuturile toate din jur se relaxează, tu inspiri și aerul efectiv se blochează, el nu are loc, e imposibil anatomic să inspiri pe acolo. Și ce o să se întâmple este că tu o să inspiri pe gură, iar pe gură ce se întâmplă? E același fenomen. Pe gură nu mai ai acea presiune a aerului. Unul la mână. Gura e deschisă, da? Deci bărbia cade în jos și atunci când bărbia cade în jos, o să apese aceste uh, țesuturi, cum este limba, vedem cât de mare este limba în zona asta. Limba aceasta și țesuturile din zona asta gâtului, prin deschidere, sunt împinse. Și... Ce se întâmplă aici? Pe lângă faptul că presiunea aerului din gură este foarte scăzută, nu e suficientă cât să împingă niște țesuturi, da? tu împingi mai mult din aceste țesuturi, ce se poate întâmpla e că această uvulă se duce și ea cu presiune în spate și toate astea la oaltă, din nou, deci faptul că ai nasul înfundat, dormi cu gura deschisă, presiunea aerului care intră pe gură nu e suficient de mare cât să împingă de aceste țesuturi. Mai mult decât atât, tu prin Deschiderea gurii o să împingi mai mult de țesuturile astea de jos în spate, înspre faringe, acest spațiu din nou se îngustează foarte mult și atunci când el se îngustează, ceea ce se întâmplă este că aceste țesuturi aplaudă. Da, și majoritatea oamenilor pe care îi vedem, sau când vezi o persoană, da, mai corect spus, când vezi o persoană că doarme cu gura deschisă și sfore, asta înseamnă că cel mai probabil are nasul uh, blocat, dar e o obstrucție nazală cronică a folosit foarte multe sprayuri sau pur și simplu de la poluare, de la alergii, are aceste cornete nazale umflate și el nu poate să respire. Soluția din nou poate să fie această mască de cepap care vine, uite așa, și pe gură și pe nas, îți dă presiunea aia, da? Și chiar dacă tu nu respiri pe nas, nasul e blocat, aerul care o să intre pe gură o să aibă această presiune continuă, că asta este masca, Continuous Positive Airway Pressure, Eu presiune pozitivă continuă care o să împingă în aceste țesuturi, o să împingă suficient aceste țesuturi în părți și o să facă loc aerului ca tu să poți să respiri. Asta este soluția nasoală. O altă soluție pe care o poți aborda, zic eu, da, ca să nu stai și să sfore atât și dacă observi că tu sforei noaptea, este să te duci la un medic, la un orelist Orelist care operează cel mai bine, mai bine te duci la doi și ceri second opinion și vezi ce se poate face. De multe ori un orelist o să îți recomande un soi de tratament hormonal, fie local, fie sistemic, fie luate împreună, adică niște picături cu steroizi, care, cu corticosteroizi, practic hormoni care îți dezinflamează, da? care îți, uh, îți reduc în dimensiune cornetele nazale, poate să-ți dea dacă ești un caz grav și acest corticoizi sistemici ca să scadă și mai mult inflamație, o să-ți dea tot felul de alifi, tot felul de picături ca să încerce pe cale medicamentoasă să scadă în uh, volum aceste cornete. Dacă asta nu se poate, atunci trebuie să te duci la un orelis care operează. Ce-ți recomand eu este să te duci la unul care operează endoscopic cu o cameră. Cum ziceam, eu am operat la dr. Bogdan Muncanu, Dumnezeu să-i dea sănătate. Și de când m-am operat la el, respir mult mai bine pe nas. Cu toate că am momente în care sfăre, și o să trecem la uh, această, zic, cauza sfăreitului, pe care o am și acum, dar pe care uh, iubita mea soție o corectează ori de câte ori apucă. A doua cauză, cum am zis, obstru obstrucția nazală respirăm pe gură, nu avem suficientă presiune. De foarte multe ori astea două se combină. Când ele se combină e cu atât mai grav. Dacă tu ești plinuț, dacă ești supraponderal, dacă ești obez și ai și nasul înfundat, este absolut garantat că o să sfărui. Nu există să nu sforă într-o astfel de situație. Ok, acum mergem la cauza numărul 3 și ea este, din păcate, alcoolul. Persoanele care sunt la limită, care respiră pe nas, dar nu foarte bine, au, sunt un pic supraponderale, au un pic de greutate pe aici, dar să zicem că reușesc când se culcă în condiții absolut normale să nu sfore sau sfore foarte puțin. Atunci când bea un pahar de alcool sau 2, 3, 4 seara și se culcă, Sfora e mult mai rău. Și haideți să arătăm de ce. Da? Asta este uh, o zumare înspre acest gât. Și aici vedem părțile astea sunt mucoase, ăsta de aici este uh, palatul moale, avem aici epiglota, toate bune și frumoase. Dar dacă îndepărtăm, dacă îndepărtăm aceste țesuturi, da? am îndepărtat în poza asta mucoasele, ceea ce vedem sunt mușchi. Mușchii aceștia mușchii din palatul moale. Mușchii toți ăștia, mușchii ăștia din jur. Toată această musculatură care stă în spatele mucoaselor are un tonus, da? Tonusul ăla este o contracție constantă a acestor mușchi ca să țină căile deschise. Când tu te culci și intri în prima și a doua fază de somn, când te relaxezi, dar creierul încă lucrează, această musculatură este, practic, își menține tonusul. În momentul în care intri în a treia fază de somn, de somn profund, și după aia în somnul REM, care pare să fie în anumite ghiduri un somn superficial, dar este considerat de foarte mulți oameni și acela un somn profund, chiar dacă creierul are o activitate, tu, în acele două faze de somn profund și somn REM, ești într-o paralizie, ești într-o paralizie fiziologică, singurii mușchi care lucrează este mușchiul inimii și diafragmul cu care tu respiri deci și ochii în somnul REM, în cazul somnului REM, care se mișcă. Ăștia sunt singurii mușchi care lucrează. În rest, creierul tău în acest somn profund se deconectează complet de la corp. Nu mai vrea să aibă de-a face cu corpul, el își vede de treaba lui, deci el nu se mai ocupă de corp. Și în acel somn profund, toată musculatura ta se relaxează, inclusiv acești mușchi pe care îi vedem aici. Da? Cu toate astea, acești mușchi au un tonus pe care îl pot menține singuri fără activitatea creierului. Ceea ce face alcoolul care este sedativ este să sedeze complet această, să zic, această tonicitate musculară. da, Și această tonicitate musculară o să scadă inclusiv în prima și a doua fază de somn în care creierul este încă conectat și îți menține un oarecare tonus. Deci concret... Acești mușchi, oricum, se vor relaxa, oricum își vor pierde tonusul, dar nu în totalitate, în somn profund. Alcoolul, însă, care este sedativ, o să scadă această tonicitate, da? Deci, o să se deze inclusiv acești mușchi, inclusiv acest ultim tonus rămas și, practic, o să relaxeze complet această musculatură. Iar țesuturile de acolo, dacă sunt un pic îngroșate, dacă sunt un pic iritate, din cauza ce ai mâncat, din cauza ce ai băut, din cauza fumatului, da? Dacă ele sunt un pic iritate și un pic inflamate și umflate, atunci ele o să se comprime și mai mult și o să apară, ghiciți ce? Sforăit. Da? Deci, alcoolul este sedativ și pare să fie cauzatorul la peste 15% dintre cazurile de sfărăit, uh, la oamenii care sfore. Deci dacă sforăi și vrei să nu sforăi sau dacă ești în acea categorie în care ești între obstrucția nazală și greutate în plus, Alcoolul o să accentueze și mai mult sfărăitul, deci e cazul să nu mai bei alcool seara când te culci. Și a patra cauză, cauză de care încă eu nu pot să scap și nu știu cum poți să scap de ea, probabil având un partener, poate punându-ți perne diferite, este poziția de somn. E de la sine înțeles că în momentul în care ne culcăm pe spate da, și dormim cu fața în sus, o să apară sfărăitul. Pentru că, din nou, ajungi în faza 1-2 de somn în care tu îți menții un, un tonus. Da? De aceea, în momentul în care tu începi să adormi, tu nu o să sfărăi. Tu stai pe spate, creierul încă este activ, este cuplat de corp, da. ai un tonus care îți ține uh, mandibulă cumva strânsă sus, uh, da? în contact cu maxilarul. Deci tu o să ai gura închisă, musculatura de aici uh, lucrează, îți menține tonusul respiri pe nas, respirând pe nas, ai o presiune suficient de mare și nu sfore. Dar în momentul în care ai pus piciorul, ai făcut primul pas în somnul profund și musculatura aia s-a relaxat, ce se întâmplă? Relaxarea musculaturii o să deschidă gura. Da? Gura prin relaxare o să cadă. Dacă tu dormi pe o parte, tu n-ai nevoie de musculatură și de tonus în zona asta a feței ca să-ți gura închisă. Da? Ea se poate deschide, dar o să respiri și pe nas dacă n-ai obstrucție nazală. Dar în momentul în care tu stai pe spate și nu mai ai tonus, gura ta a căzut. Ce se întâmplă același lucru? Mai mult aer o să intre pe gură și nu pe nas, presiunea acelui aer o să scadă. Mai mult decât atât, greutatea asta a bărbii o să apese înapoi încoace înspre gât și o să comprime faringele și laringele. Și practic, ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă n-ai greutate în plus, chiar dacă nu ai obstrucția la zală, cum n-am eu, deci eu nu am o greutate în plus, nu am obstrucție la zală, nu beau alcool seara, nu beau în general alcool, foarte rar beau alcool, dar eu când m-am pus pe spate și îmi place al naibilui de mult să dorm pe spate sau să adorm pe spate, în 5 minute sunt trezit și rugat frumos, uneori, uneori frumos, sunt rugat să mă întorc pe o parte sau pe alta. Și când m-am întors, dacă dorm pe o parte sau pe altă parte, o oră, o oră jumate, nu sforei, până când mă întorc și din nou încep să sforei. Dacă aveți soluții la această problemă, dacă există poate niște remedii sau niște perne speciale sau patru speciale, Please let me know. Hai să căutăm împreună. Uite că și eu am nevoie de sfaturi. Uite că nu le știu chiar pe toate. Eu mai am câte, câte unul pe Facebook care îmi zice asta e doctorul care le știe pe toate. E, n-apoftim, nu le știu pe toate. Ziceți-mi și mie ce pot să fac dacă am această poziție de som? în care mă întorc pe spate involuntar. Totuși văd aici că există niște perne ortopedice, pernele astea ortopedice se poziționează probabil că așa, în așa fel încât nu te poți întoarce, da? Probabil că e chinuitor și asta. Dar, da, eu de multe ori îmi pun o pernă în spate, o pernă în față, mă sprijin de perna aia și mă întorc de pe o parte pe alta și încerc cumva, dacă sunt cât de cât conștient, când mă trezesc noaptea să-mi schimb poziția, să nu mă pun pe spate. Deci, da, oameni buni, acestea sunt cele patru cauze principale pentru care au oamenii sfore, cauze care trebuie rezolvate. Sforitul nu este ceva normal. Dacă ți-ai auzit tatăl toată viața sforăind și bunicul sforăind, asta nu înseamnă că este ceva normal. Este o problemă de respirație, este o problemă de greutate în plus, e o problemă de obstrucție nazală, e o problemă de consum de alcool sedativ seara, e o, e o, problemă de poziție în somn și toate astea trebuie corectate. Mai există alți... Alte cauze, cum ar fi factori genetici și anatomia căilor respiratorii. Putem vorbi despre afecțiuni medicale. Anumite medicamente care îți dau acea sedare pot să ducă la sfărâit. Putem să vorbim despre fumat care irită căile respiratorii și le mărește practic și le predispune să se atingă când tu respiri. Medicamente care, am zis de ele, care pot fi sedactive. Astea sunt cauzele și am înțeles astăzi ce este sfărâitul, ce se întâmplă în somn când sforei, Dacă tu crezi că sforii încearcă să rezolve aceste cauze potențiale, dacă nu ai un partener care să te trezească noaptea, dacă l-ai, roagă-l, te rog, Sfări, să te trezească că îți face un bine, dar să te întoarcă pe o parte. Dacă nu ai un partener, există multe aplicații. Pur și simplu scrieți în App Store sau în uh, Google Store sau orice store de aplicații aveți, scrieți snoring, snoring în engleză, snoring app sau snoring detectors, snoring, pur și simplu scrieți snoring și o să găsiți foarte multe aplicații. Multe din ele sunt cuplate, dar multe din ele au. Uh, cumva un trial de 7 zile, 15 zile, o lună, în care puteți să folosiți aplicația gratuit și ceea ce face aplicația este că o porniți, îi dați acces la microfon și o puneți pe noptieră. Aplicația începe să înregistreze atunci când aude zgomot de și ți-l înregistrează și poți să-l auzi și credeți-mă că te sperii. Când auzi cât de nasol sforei noaptea, asta am făcut eu când sfoream înainte de operație, când auzi cât de nasol sforei noaptea, efectiv te sperii. În ultimul rând, dacă cauzele astea sunt rezolvate și continuați să sfărăiți, e bine să mergeți la un medic orelist. Eu v-am descris cauza pe care eu am avut acele cornete nazale care trebuiau reduse, dar există foarte multe alte cauze care pot să ducă la sfărăit. Un palat moale care chiar dacă tu, să zic, n-ai o nazală, ai o greutate ok, nu bei alcool, dormi ok, ca și poziție în somn, Palatul la moare poate să fie foarte lăsat și atunci există operații prin care medicul îți arde practic, îți face mici punctulețe, mici arsuri pe acel palat, care întăresc palatul, da? de deci ce există operații de întărire a palatului, există uh, oameni care au uvula prea mare, eu de exemplu se pare că și eu am o mare și e posibil să am nevoie de încă o intervenție pe o care însă e posibil să schimbe vocea și n-aș vrea momentan să-mi schimb vocea, timbru vocii, dar se poate ca și acea o vulă să fie mare și ea poate fi decupată, da? deci poate fi decupată din nou, e de preferat să faci, să te lași pe mâna unui medic cu experiență multă chirurgicală, pentru că este, e un element anatomic foarte important. Dar dacă se face prea mică, e posibil să ai o voce prea pițigăiată sau e posibil să-ți vină mâncarea înapoi în nas. Deci ea trebuie micșorată dacă este cazul, dar suficient cât să-ți rezolve problema, dar nu atât de mult cât să te ducă la alte probleme. Deci da, un medic o relevă poate investiga, poate găsi exact care este cauza sfărăitului, dacă este una anatomică și îți poate recomanda multe soluții. Mulțumesc din nou că ne-ați urmărit atât de mult, avem deja material de 30 de minute. Mulțumim lui Sorin care a făcut un super edit pentru acest material. Dacă vă place acest edit, pentru că știți ceva, eu stau aici și vorbesc 36 de minute, deci eu am un brut de 36 de minute pe care Sorin îl face undeva la 30 de minute, eu dau rec, vorbesc, bam, bam, am închis, i-am trimis materialul lui Sorin, iar Sorin, băiatul ăsta care editează acest video, face tot ce vedeți voi. Face zoom, uitați cum face zoom acum pe mine, vum, vum, zoom in, vum, vum, zoom out. Scrie chestii pe ecran, face cartoanele astea toate care însoțesc acest material. Pune muzica de fundal, uitați cum vine acum o muzică de asta de, de tensiune, de groază din spate, uite, muzica urcă, urcă, vior, viror și bam! să spart muzica. Înțelegeți? Toate astea nu le fac eu, le face Sorin. Așa că merită și el niște, niște like. dați i like la acest video, comentați la acest video, scrieți-i, băi, Sorine, faci treabă excelentă, bravo. Poate l aduc pe Sorin o aici. Ce ziceți? Cum ar fi să-l aduc pe Sorin aici? La un moment dat să prezint echipa. Echipa care momentan e formată doar din Sorin și Claudiu, care a venit de curând și lucrează la tot felul de proiecte, dar la un moment dat cred că o să fac și acest video în care o să vă prezint echipa. Sau doar pe Sorin, ce ziceți? Sorin, tu ce părere ai? Dacă v-a plăcut acest video, lăsați un like, lăsați un comentariu, dați subscribe la acest canal pentru Sorin. Sorin este ăla care stă și numără subscriberii și mă anunță, am mai crescut, am mai făcut. Făceți o bucurie lui Sorin și dați subscribe la acest canal, iar noi încheiem atâta vorbăraia și ne vedem altă dată cu un alt subiect, probabil că în câteva zile. Dacă aveți sugestii, lăsați-le jos în comentarii. Ciao.